Salutare, oameni dragi! În această săptămână vom vorbi despre cartea unui psihanalist și profesor universitar român, Vasile Demzan-Firescu, autorul cărții Nevroză Balcanică. O să spun de la bun început că această carte tratează puțin mai mult ideea de nevroză decât aspectul ei balcanic. Nu este un studiu amplu, ci este o carte care cuprinde mai multe eseuri și, deși nu a fost exact ce mă așteptam, am derivat totuși câteva idei care cred că sunt interesante. În primul rând, autorul stabilește diferența dintre nevroză și psihoză. Nevroza este cea în care pacientul încă menține contactul cu realitatea, este conștient de boala sa și se poate vindeca de ea. Psihoza, pe de altă parte, este puțin mai greu de depășit, pacientul nu este conștient de condiția sa și este total rupt de realitate. Când vine vorba de nevroza în spațiul balcanic, deci implicit și în România, ceea ce vrea să dezbată de fapt Zanfirescu se referă la consecințele regimului comunist asupra mentalului colectiv. Deoarece comunismul a acționat preponderent prin teroare și umilire, iar oamenii nu puteau să conteste părerea autorităților, nu puteau să-și exprime liber punctul de vedere, s-a dezvoltat o ură față de această autoritate, dar și o ură față de sine, pentru că omul nu putea acționa. Și nu doar că nu putea, dar nu găsea în el curajul să se asocieze cu alții și să înceapă o revoltă, o revoluție. Știa că imediat va fi suprimat, va fi închis. Astfel, când este imposibil să îl învinuiești pe celălalt, ajungi, spune Zanfirescu, să te învinuiești pe tine și să încerci să supraviețuiești acestor stări negative prin tot felul de mecanisme, precum umorul, prin care neplăcerile exterioare se transformă în plăceri, pentru a putea fi cumva procesate. În această perioadă de frustrări economice, de opresiune, se dezvoltă și o invidie față de cel care totuși are ceva. Iar ea este folosită în regimul comunist ca armă împotriva celor considerați dușmani ai poporului. Ce propune ca și teorie Zanfirescu în mod interesant este că și istoria precomunistă e destul de traumatică și justifică oarecare ură de sine la români. Și se referă el chiar la înfrângerea militară și culturală și asimilarea poporului traco-daco-getic la cultura romană. Aceste înfrângeri au loc și în perioada formării statelor medievale, dar și în contextul în care ofensiva austriacă și rusă se desfășoară pe teritoriul românesc cu foarte multe pierderi pentru noi. Zanfirescu susține că acestor traume, popoarele balcanice le-au rezistat prin tot felul de pseudocompensări. Pseudocompensările se referă la îndepărtarea din minte a ideii că există vreo rușine, vreun motiv de vină, vreo înfrângere reală și se întâmplă în cazul celor numiți dacopați, celor care insistă că poporul român nu a fost niciodată romanizat, e pornită de la Ceaușescu pentru a promova puterea de izbândă și curajul poporului dac. Pe parcursul acestor eseuri, Zanfirescu dezbate situațiile în care mai mulți intelectuali români au acționat pe baza acestei rușini, acestui sentiment de lipsă de încredere cauzat de nașterea în România și de umilințele și neplăcerile suferite din cauza regimului comunist. În primă, intelectual la care se referă Zanfirescu este Cioran, care își rezolvă rușinea de a fi român emigrând în Franța și analizează chiar mai clar Zanfirescu faptul că sub masca înțelepciunii, fatalismului, scepticismului lui Cioran se ascunde de fapt o lipsă a vitalității, o resemnare în fața imposibilității noastre de a acționa. Despre Octavian Paler mai remarcă Zanfirescu că în timpul facultății făcea lucruri precum să mestece sticlă sau să spargă pahare între dinți pentru a ieși în evidență, pentru că voia cumva să fie considerat special, să fie ajutat cumva să se ridice din cauza condiției sale de apartenență la o clasă săracă. El dorise, parcursul facultății, să devină gazetar de sport, dar ajunge de fapt să care lăzi în Gara de Nord. Alte pseudocompensări la care duce lipsa stimei de sine la români sunt nevoia de a scoate în evidență ce mașină ai și la ce statut ai ajuns în trafic,
când îi claxonezi pe ceilalți pentru lucruri mărunte, se mai manifestă prin vorbitul de rău care se întâmplă atunci când nu ai destul de încredere în succesul tău, în fericirea obținută în plan personal și atunci simți nevoia să subliniezi că nici celălalt vecin, un prieten nu este destul de bun, nu a ajuns destul de departe. Și mai observă el că și întârziatul este un semn prin care cel important scoate în evidență că are acest statut, că el își permite. Pe când dacă ar fi modest, dacă ar fi punctual, corect, aceste valori sunt oarecum în spațiul românesc luate drept lipsa valorii. Pentru că am zis că nu doar nevrozele cauzate de trecutul nostru sunt analizate, ci și nevroze produse de către părinți castratori, așa cum se numiți în psihologie. Prin părinți castratori mă refer la părinții care își impun voința lor. Și este dat exemplul fiului lui Tudor Vianu, care, iată, instinctiv la 5 ani rupe penița descrisă a tatălui său, pentru ca la o vârstă mai înaintată, când este sugerat să devină profesor, să îi ajute pe ceilalți, el spune că nu va alege acest drum, nu va alege la fel ca tatăl său, nu-i poate fi impus, el nu caută să servească, deși ajunge să ajute pe ceilalți, devenind psihoterapeut. Multe alte situații sunt analizate, precum misoginismul de care suferă Cărtărescu, deși nu este dată o explicație pe baza copilăriei sale, dar ne spune Zamfirescu de unde ar proveni acest tip de nevroză și explicația ar fi că misoginul nu se luptă de fapt cu femeile, ci cu el însuși, sau mai bine zis cu o parte din sine pe care nu o iubește. În termenii lui Jung, misoginul nu se împacă cu anima sa, cu partea feminină din sine și încearcă să rezolve acest conflict, de cele mai multe ori inconștient, în exterior, îl proiectează. Printre motivele care pot conduce spre o astfel de situație, perturbarea identității de gen în prima copilărie, de către dorința mamei ca băiatul să fi fost fată, are privilegiul eficienței clare. Îmbrăcat și tratat ca o fată, viitorul bărbat încearcă, în momentul când își cunoaște adevărata identitate, să se elibereze de cea falsă. Și alte nevroze cauzate de lipsa încrederii în sine mai sunt analizate în carte, vă las pe voi să descoperiți. Vă zic doar că mai e vorba de Blaga, Ana Blandiana, Nicolae Manulescu și alții, dar și multe teorii despre politicieni, cărora le mai scapă uneori cuvinte precum tovarășul, cum mi s-a întâmplat lui Iliescu, pentru că în subconștient se derulează anumite afinități și dacă treceți de faptul că nu este aliniată cum trebuie cartea, lăsați-mi o părere în comentarii sau chiar dacă nu o citiți, spuneți-mi dacă vi s-a părut interesant. Vă aștept data viitoare, nu uitați de subscribe și spor la citit!